Bună seara și bine v-am regăsit! Salariile, politicul, dar și DNA sunt în această seară pe agenda publică. În platoul Informația TV, alături de mine, se află domnul profesor Ioan Pop, consilier județean PSD. Bună seara și bine ați venit! Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor noastre, mulțumesc pentru invitație! Domnul Iuliu Ileș, primarul DMR Vetiș, bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Adrian Albu, viceprimar PNL Satu Mare, bună seara și bine ați venit! Sărmâna, mulțumesc de invitație! Domnilor, vă propun să începem cu o temă de interes local. Vetișul, singura comună care nu are nevoie de bani de la Consiliul Județean. De ce, domnule Ileș? Nevoie avem de bani, doar că poate nu avem atâta nevoie ca și alții. Deci, banii de la Consiliul Județean care s-au împărțit acum sunt bani care se dau pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru sprijinirea comunităților locale unde, acolo unde ori nu le ajung banii pentru cheltuielile de funcționare, ori au anumite lucrări care sunt în faze de finalizare, de importanță mare pentru comunitatea locală și care cu resurse proprii nu pot fi rezolvate. Și atunci, desigur, că în aceste condiții prioritar este să dai banii acolo unde apar aceste nevoi. În momentul de față, spre bucuria noastră, să zic, noi nu avem astfel de nevoi stringente pe care să nu le putem acoperi din resursele proprii. Așa că am căzut de acord cu Consiliul Județean ca în acest an să renunțăm la o împărțire oarecum egală sau cel puțin noi să renunțăm la o sumă de bani care ni s-ar fi cuvenit într-o variantă de împărțire și să fie dați acești bani acolo unde este strict necesar pentru buna funcționare a comunei. Da, domnule profesor Pop, după cum vedeți, Vetiș a renunțat la bani. Primarii PSD ar fi făcut același lucru dacă ar fi avut mai mulți bani? Eu cred că da, ar fi făcut. Oricum, în rândul celor 18 primari, au existat o înțelegere prealabilă. Și dacă o să vă uitați la primăriile care sunt administrate sau conduse în acest moment de primar PSD, unele au primit mai mulți bani decât celelalte, exact existând o înțelegere pentru aceleași nevoi pe care le-a spus domnul Ileș aici. Adică unii au fost presați de nevoia de a avea în acest moment niște sume de bani pentru a-și achita datoriile stringente. Și eu cred că e corect acest lucru, pentru că până la urmă solidaritatea este în favoarea cetățeanului. Toți cetățenii care se află în comunele județului nostru sunt cetățenii județului Satu Mare și trebuie să beneficieze de aceste facilități pe care le permite legea finanțelor publice locale. Aceștia sunt bani care prin lege le revin de drept și mai ales pentru funcționare, cum au spus aici colegii noștri. Din păcate există primării a căror resurse proprii sunt mult prea mici pentru a funcționa ca primărie. Și cred că și din acest punct de vedere se impune o reorganizare a administrației publice locale la nivelul întregului teritoriu al României. E o chestiune mai veche, eu cred că trebuie readusă în discuție, fără partizanat politic și cred că ar avea de câștigat și cetățeanul, și administrația, și în primul rând ar crește autonomia economico-financiară a administrațiilor mai mari. Probabil se vor supăra primarii pe dumneavoastră, domnule profesor. Sigur că abia s-au împărțit unele comune, abia s-au divizat, acum le unim. Da, bine, acum cred că sunt și ambiții locale, trebuie renunțat la ele, trebuie să existe o logică a lucrurilor, o argumentație, până la urmă taxele și impozitele pe care le plătesc cetățenii, nimeni nu plătește cu foarte mare plăcere aceste taxe sau impozite, pentru că cetățean nu vede imediat că banul care cu el contribuie este imediat util și aduce îmbunătățiri extraordinare. Eu am înțeles că în viitoarea structură a legislativului va apare și la un moment dat o problemă a revenirii sau, mă rog, a reconsiderării legislației în ceea ce privește taxele și impozitele, a modului cum să se distribuie. Eu cred că în acest moment guvernele, oricare ar fi fost ele la nivel național,
prea mulți bani duc la bugetul central și apoi îl trimit după tot felul de reglementări spre comunitățile locale. Eu cred că banul și mai ales și taxele și impozitele trebuie să rămână acolo unde sunt produse și să fie în primul rând în folosul cetățeanului. Sigur, nu e o problemă simplă, e foarte complexă și cred că este până la urmă o filozofie nouă de a încasa taxe și impozite la buget și a se întoarce apoi acestea în folosul cetățeanului și a dezvoltării până la urmă a comunității care și plătește acest lucru. Domnule Albu, Primăria Satu Mare cum stă la capitolul buget? Renunțați și noastră la bani în favoarea... Noi nu primim nimic de la nimeni. Ați primit 200 de milioane, 200 de mii, domnul. Bun, e bine atunci. Într-unul din mandatele domnului Ileș, cred că într-un sfârșit de an am primit 800 sau 900 de mii, dacă țin-o bine minte, a fost o surpriză și o excepție. Aș putea să vă spun, deci noi încercăm să ne chivernisim după cu banii pe care avem și să vedem acum de săptămâna viitoare, apropo de acel program de dezvoltare locală, național de dezvoltare locală, ce vom putea să introducem, adică ce ne va fi acceptat să introducem în acel program, din ceea ce am propus noi. Aș vrea să vă spun că, așa cum spunea domnul profesor Pop, așa este, există niște exemple. Este un exemplu care nu vi l-aș putea da decât ca țară, nu vi-l pot da exact cu exactitate, din Danemarca, unde în urma a două restructurări care s-au făcut, s-a redus drastic numărul de entități de administrații publice locale, de unități administrativ-teritoriale, și mai sunt și alte țări în care există un număr mic. Asta ar presupune cheltuieli de funcționare mult mai mici, și un efort mai mic din partea statului. Așa cum vedem noi statul astăzi... Eu cred că România se numără printre țările cu cei mai mulți aleși locali la, raportat la populație. Trebuie făcut o comparație, este greu de spus, dar e un număr mare de aleși locali. Nu neapărat aleșii locali mă refer aici, ci mă refer la numărul de entități administrative. Păi pentru asta că, este în funcție de... Nu, pentru că e vorba și de funcționarea aceea din primării. Să știți că există destul de multe primării în acest județ în care nu sunt primari care au studii superioare, se găsesc cu foarte mare dificultate secretari sau alte persoane importante din primărie, care totuși sunt câteva care să aibă studii superioare, nu peste tot, dar sunt și situații de genul ăsta, nu le numim noi acum, dar sunt destule și probabil că acest proces va evolua, tot așa va rămâne, pentru că, din păcate, în mediul rural, mai ales la distanțe mai mari un pic de să zicem, municipiu, reședință de județ sau de vreun oraș, oamenii aleg să plece din acele localități, până se va mai dezvolta infrastructura rutieră, până se vor dezvolta alte oportunități, rămâne de văzut. Evident, administrația centrală și locală are obligația să dezvolte tot ce ține de utilități și infrastructură rutieră pentru a facilita accesul oamenilor la aceste localități, pentru deplasare, ca să se poată face investiții, chiar și pentru agricultură. Dar asta este situația deocamdată. Deocamdată oamenii aleg să plece din mediul rural, unii pleacă din țară, despre asta e cu totul altă discuție. În momentul de față, am vrut să vă spun, așa cum arată statul pe care noi îl vedem, el, dacă cei care sunt la guvernare se vor ține de cuvânt și vor putea să facă aceste chestiuni, va suferi niște modificări importante din punct de vedere financiar, și ca structură, dar din punct de vedere financiar, nu știu dacă să mă bucur sau dacă să nu mă bucur, evident, pentru faptul că primarii din anumite locali, din toate localitățile țării, se vor face, dacă e adevărat, că, adică nu dacă, dacă vor reuși să treacă acea lege a salarizării unitare, se vor echilibra, se vor arșisa pe niște raporturi mai normale. Vorbi și despre legea salarizării unitare. Dar asta am vrut să vă spun, dar efortul financiar până acolo, dar efortul financiar pe care statul va trebui să-l facă va fi foarte, foarte mare. În momentul de față ne confruntăm cu niște discrepanțe uriașe
în ce privește administrația locală și nu numai. Ajungem putem și acolo, merge domnul și la... Albu, dar până atunci vrem să ne lămurim cum este cu bugetul, domnule primar, sau cu banii aceștia primiți de la Consiliul Județean. Anul acesta primarii au putut să negocieze între ei, adică unul a putut să renunțe în favoarea celuilalt la sumele care ar fi... Deci sunt în structura bugetului, în legea care stabilește repartizarea banilor care vin de la bugetul central din TVA. Deci, ca să înțeleagă, încep simplu să explic, ca să se înțeleagă, există veniturile proprii, locale, ale fiecărei unități administrativ-teritoriale, de care nu se atinge nimeni și care intră în funcție de cum le colectezi. Dar ele sunt limitate. Există sume care se transferă de la bugetul central din TVA pe destinații concrete și în cuantumuri concrete. Destinații concrete înseamnă salarizarea profesorilor, înseamnă anumite cheltuieli sociale și mai există un capitol care se repartizează pe baza unor formule de calcul de către Ministerul Finanțelor direct. Astea vin, fără să le ceri sau fără să le vrei sau dacă vrei sau dacă nu le vrei le primești. Că să ajung sau nu să ajung e un alt subiect. Și mai apoi există o categorie de bani care se împart de către Consiliul Județean. Consiliul Județean are anumite venituri și transferuri din TVA, care tot așa prin lege, anumite cuantumuri sunt obligați să le împartă pentru echilibrarea bugetelor la unitățile administrativ-teritoriale. Despre acești bani discutăm. Este o mică sumă din tot ce se mișcă și se transferă între stat, județ și autoritatea locală. Ei, aceste sume, sigur că ele... s-ar putea da și în mod egal, s-ar putea da și pe baza unor formule, s-ar putea repeta formula dată de Ministerul Finanțelor pentru împărțirea banilor, dar de obicei, și aici este elementul și cred că este corect așa, aici este elementul important, deși multă lume crede că da, se dau politic și unii dau numai pentru cei care vor și așa mai departe. Nu e adevărat. La fiecare județ, că există atâta responsabilitate, cel puțin în satul mare și în multe județe de aici din Ardeal unde cunosc situația, tot timpul a fost această responsabilitate, cred că și în alte părți ale țării. Consiliile județene au fost interesate să rezolve problemele stringente din județ, indiferent de culoarea politică a primarului sau a președintelui județului. Și atunci aceste sume sunt acele instrumente prin care unii pot fi ajutați mai mult decât alții în funcție de ce nevoi probleme adică deosebite apar. Adică eu vreau apar. Să ne lămurim acum, să se lămurească telespectatorii, dacă banii care ar fi trebuit să intre la primăria Vetiș se duc spre o anumită primărie? Nu, sau... nu. Deci e vorba de sume care se pot împărți la primării. Nu în mod obligatoriu se dau la anumite primării, ci se pot da la primării pentru așa zisa echilibrarea bugetelor locale. Mă întrebam acest lucru pentru că domnul consilier județean, domnul profesor Pop, vorbea de solidaritatea dintre primari. Unii primari PSD au mai mult, alții mai puțin, pentru că au încercat să se ajute între ei și de aceea vă întrebam dacă banii care s-ar fi cuvenit să treacă în bugetul primăriei Vetiș merg spre comunele UDMR, de exemplu. Nu știu unde merg, deci n-au fost înțelegeri de acest gen. Că vedeți, nouă ni s-ar cuveni din împărțeala egală a banilor, am beneficiat de 150.000 de lei și atunci eu, primarul, zic că mă înțeleg bine cu primarul celălalt și dați-i lui banii. Nu a existat o astfel de înțelegere. Dar pentru poate, că exista, nu a existat niciodată așa ceva. Decât în anumite situații. Deci nu este caracteristic acest fel de înțelegere. Dar s-a mai întâmplat ca o comună din județ să renunțe la acești bani? Nu știu. Nu s-a întâmplat niciodată. Eu nu mi-amintesc, nu că știu. Deși sunt la al treilea mandat, dar nu mi-amintesc. Dar, deci am mai spus, în mod excepțional, anul trecut, bugetul Comunei Vetiș a beneficiat de o sursă financiară excepțională, neprevăzută, suficient de mare, care practic a rămas ca și excedent și pentru anul ăsta, o bună parte din acei bani, pentru că nu era pregătită comuna să deruleze proiecte de așa mare valoare. Deci în momentul de față, noi dispunem de un excedent bugetar moștenit de anul trecut, care este suficient pentru capacitățile noastre de a finanța proiectele pe care le-am demarat. În perspectiva a 2-3 ani, 4 ani, pentru rezolvarea tuturor problemelor de infrastructură ale comunei care sunt deja pregătite parțial prin proiecte, acești bani nu vor fi de ajuns. Dar în momentul de față, anul acesta, stăm prea bine ca să fim nevoiți să atragem, nu știu, 100-150 de mii de lei, bani cu care o altă comună își poate finaliza o lucrare începută de câțiva ani și care stă undeva din lipsă de finanțare și nu o poate finaliza. De exemplu. Nu știu care e comună și nu știu ce lucrare. Dar astea sunt problemele și Consiliul Județean le știe pe acestea.
Deci este responsabilitatea Consiliului Județean să spună: am la dispoziție 15 milioane de lei, acești 15 milioane de lei împart în mod egal la 60 de comune sau împart la unii mai mult, la alții mai puțin în funcție de nevoi specifice, sau poate fi responsabil, așa cum de multe ori se acuză, că dă numai la primarii lui, ceea ce nu e cazul în satul mare, pot să asigur acest lucru și toată lumea poate să spună. Deci acestea sunt instrumentele, sunt restrânse, sunt mici aceste instrumente, pentru că ele privesc o mică parte a bugetului. Să nu creadă lumea că bugetul unei comune acum de asta depinde. Nu. Este vorba de un segment al bugetului, un segment mic al veniturilor, dar care poate rezolva o problemă curentă la câteva comune dintre cele mai... În cele mai multe cazuri rezolvă probleme de funcționare, de plata salariilor sau nevoilor imediate. Eu dacă înțeleg bine, sper să nu greșesc, că nu e vorba de banii aia care vin repartizați în sumă fixă pe fiecare comună. E vorba de altceva, da. Acel bani vin cu destinație clară. Care poate distribui Consiliul Județean prin hotărâre proprie. Ori această sumă este una din segmentele, din elementele, componente ale bugetului. Cel puțin sunt 3-4 sume din TVA care se alocă direct comunelor pe destinații concrete, sigur și comunei Vetiș. Nici n-am putea fără acei bani. Nu putem noi plăti salariile profesorilor, de exemplu. Oricâți bani să ai, nu-i poți plăti, pentru că nu. Este o sumă mult prea mare pentru veniturile locale, în orice comunitate. Și altele sociale și altele care mai sunt. Aceasta este o sumă care vine suplimentar să te ajute din partea Consiliului Județean. Dacă n-ai nevoie de un ajutor acum, în momentul de față, și alții sunt mai să zic, nevoiași în această problemă, e normal că și județul este interesat să dea acolo. Județul nu poate chiar acționa fără voia ta, pentru că nu-și permite să zică: băi, sunt 5 primari acolo, sau 1, sau 3, sau... cărora nu le dau nimic, că știu eu că are bani. De obicei aici există consultare între primari și cu bună înțelegere aceste lucruri se rezolvă în acest fel. Nu trebuie uitat că structura Consiliului Județean este totuși una politică. E categoric, păi noi reprezentăm o anumită formațiune politică. Clar că ne vom solidariza în primul rând cu primarii noștri să-i sprijinim, dar înțelegem toate nevoile și celorlalte comunități. Fiecare din partidele politice au susținători în fiecare comunitate. Aveți deci, electorat și în primăriile conduse de primari, deci PNL sau de MR? Asta e unul. Și doi, o comună cum e Vetiș are și avantajul poziționării față de municipiul Satu Mare. Infrastructura care s-a dezvoltat în municipiu a pătruns prima dată în zonele limitrofe. Gândiți-vă, acolo este un parc industrial, există o mare firmă, Unicarmu, care asigură astfel de fonduri. Nu se poate vorbi de același lucru cu o comună de la marginea județului. Și mai ales cele din zona Codului, pentru că acolo sunt cele mai multe nevoi. Solduba, Cehalu, Săuca, unde oamenii aceia n-au resurse. Nu pot atrage investitori care să fie contribuabili importanți la bugetul local. Deci aceste lucruri sunt... Eu am spus de o restructurare a administrației într-o perspectivă, dar asta nu se poate face imediat, pentru că domnul Hileș spunea, localitatea sau comuna Vetiș are o infrastructură de un anumit tip în satul sau în localitatea reședinței de județ și cu totul altă dincolo. Ori până nu se începe o dezvoltare cam la același nivel acestor localități constituente ale unei comune, nu cred că se poate face imediat o reîmpărțire administrativă. Dar ea trebuie gândită într-o perspectivă de cel puțin un deceniu, cel mult un deceniu. Dacă comasezi lipsa de fonduri, nu rezolvă mare. Nu rezolvă problema. Sau lipsa de resurse. Deci dacă aduni 3 comune sărace, ele vor rămâne cu problemele de infrastructură și, poate chiar mai și vor rămâne cu aceleași resurse proprii. Corect. Administrația se va simplifica puțin sau se va reduce cheltuiala puțin. Vorbesc că nu vor fi 3 primari, ci va fi unul, și nu vor fi 3 secretari, ci va fi unul, și vezi, Doamne, cât câștigăm la salariul lor. Dar cheltuielile administrației în general, prin comasarea teritoriilor și problemele pe care le pune, devin mai mari. Deci orice acțiune de acest gen, când ne atingem de bugete, de structuri, de funcționare, trebuie bine gândite și trebuie făcut o analiză și o proiecție foarte bună. Eu tot asta spuneam și de asta mi-e frică și cu legea salarizării și cu multe altele despre care am mai deschis discuția în diferite emisiuni. Nu se face, n-am simțit niciodată
ca să fi făcut la nivel de minister, nu vorbesc la nivelul nostru, Doamne ferește. Studii de impact. O modelare a ceea ce declarăm. Bine, doamna ministru declară că nu știu ce face. Da, domnule, și ajungem și la legea salarizării. Până atunci, de la Veti și vă propun să mergem în Europa. Ce părere aveți, domnule Albu, de o Europa cu două viteze? E aproape reală chestia asta cu Europa cu două viteze. Numai că știți cum e, nu așa ne-am înțeles când și noi am vrut și ei au vrut să intrăm în comunitatea europeană. Și atunci, acum ar fi cel puțin incorrect din acest punct de vedere să se, deși n-ar fi decât o legalizare a o punere în curat a realității, că ea există această Europa cu două viteze. Nu știu dacă nu sunt cumva mai multe viteze, dar sunt țările nordice, spațiul germanic, poate Franța, Marea Britanie, care se pregătește să iasă, sunt țările din Italia, Spania, Portugalia, Grecia, care sunt într-o altă situație și suntem noi, care suntem într-o altă situație, cu diferențe majore și între noi, când zic noi, mă refer la România, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, cu diferențe majore între noi. E clar că sunt mai multe viteze, diferențe foarte mici, foarte mari de PIB pe cap de locuitor, de venituri medii, de salarii minime. Sunt diferențe foarte mari, dar nu este corect asta, ca să fie destul de clar, după ce că sunt lucruri pe care nu le știe omul de rând. Omul de rând o știe pe aia cu comunitatea europeană. Că ați văzut că noi cică am primit 39 de miliarde și am dat vreo 13-17 am plătit în anii ăștia. Pentru că se plătește 1% din PIB, este a noastră contribuție la bugetul comunității europene. Știți că a fost și un lucru destul de clar, că au fost acuzate țările bogate din spațiul economic european, că de fapt toată această uniune s-a făcut în beneficiul lor și nu în beneficiul celorlalți. Depinde de unde te uiți la paharul ăsta, ca să fie foarte clar. Eu am și uneori tendința de a-i acuza pe cei din comunitate, uneori înțelegem și beneficiile care se pot trage de aici. E clar că este vorba de foarte multă dezvoltare pentru toți și ridicarea nivelului de bunăstare a populației, de civilizație etc. Dar acum se mai schimbă câte ceva, dar de vreun an și ceva, dacă am înțeles bine, numai că până acum n-ai avut voie să cumperi în proiecte europene indicate decât vrei să faci apă și canal, cumperi pompe numai din Germania, Danemarca și spațiul nordic. Domnule Albu, nu te poți duce să cumperi din Statele Unite sau să cumperi din afara comunității. Să fie foarte clar și banii rămân acolo. E o chestiune în care eu îți dau bani împrumut. Nu seamănă chiar cu ce au făcut americanii în America Latină, America de Nord în America Latină. Nu seamănă, dar nu e la fel. Dar ar trebui seamănă. Să bată politicienii noștri cu pumnul în masă? Ar trebui să bată cu pumnul în masă. În Europa nu se bate cu pumnul în masă. Dar am putea să fim un pic mai hotărâți din acest punct de vedere. Toți cei care au fost un pic mai hotărâți și au avut și în spate o economie care a funcționat mai bine sau care un stat care e mai dezvoltat. Avem două exemple pe lângă noi de state care, dacă vreți cu ghilimele, bat cu pumnul în masă, dar nu o fac la propriu. Mă refer la Polonia și la Ungaria, care au fost și sunt conduse de guverne și de niște persoane mult mai hotărâte din acest punct de vedere, care au înțeles să joace mai tare meciul acesta cu comunitatea europeană și să nu își lase călcate în picioare sau uitate sau puse deoparte interesele. Au fost momente vechi, înaintea intrării noastre în comunitatea europeană, în care s-au negociat niște condiții de intrare și care acum este foarte târziu să mai poți să le renegociezi, dar sunt foarte multe chestii în această ecuație. Evident că este ultima și probabil nu cea din urmă chestiune, este această lege pentru produsele alimentare care se vând în supermarketuri.
pentru care noi ne pregătim, de exemplu, să intrăm într-o procedură de infringement din punct de vedere al Comisiei Europene, ne fiind o capăt de țară chestia asta, că se intră și se iasă, nu-i nicio problemă. Dar noi, nouă, ni se aplică o asemenea procedură. Vedeți că nu e numai Europa cu două viteze, ci este și un mod de a acționa cu două sau mai multe măsuri, cu două unități de măsură diferite. Pe când în alte țări din Comunitatea Europeană nimeni n-a fost amenințat cu o asemenea procedură pentru o asemenea lege. Sunt legi mult mai drastice din punct de vedere al comerțului care există până și la vecinii noștri din Ungaria sau în Polonia. Chiar aici le știu destul de bine chestiunile astea. Și nu știu dacă la momentul respectiv au fost sau nu au avut niște probleme cu Comunitatea Europeană, dar au fost suficienți de hotărâți ca să treacă peste ele. Și acum au rămas așa cum sunt, parteneri egali. Domnule Ileș, îl vedeți pe domnul Iohannis sau chiar pe domnul Grindeanu bătând cu pomnul în masă în Germania, Franța sau Olanda pentru pozițiile și interesele României? Sau întreabă Victor Ponta, fostul premier al României. Aș vrea eu, spune tot el. Văd, dar eu nu văd, nu pe ei dând cu pumnul în masă, că n-ajunge până acolo. Ar trebui să știe, ar trebui să existe în țară o linie directoare, o strategie, o gândire comună politică în România. Chiar dacă nu acceptată de toată lumea, de toate partidele politice, dar să se știe ce se vrea. România nu știe ce vrea. România acum duce o luptă fratricidă, este un război civil între instituțiile statului. Încă nu ne-am secătuit suficient noi aici în țară, cum să apărăm noi în comun și să putem să intervenim în interesul țării într-o chestiune atât de gingașă care pune foarte multe probleme. Nu e ușor și nu e simplu nici să rei ceva, nici să accepți, nici să obții rezultate. Fiecare situație are avantajele, dezavantajele ei. Noi ar trebui să știm foarte bine cu ce ne alegem dintr-o acțiune politică sau inacțiune politică a guvernului, dar în momentul de față, sau guvernului, a conducerii țării, dar în momentul de față eu văd că deocamdată sunt poziționări și se caută cine va ieși câștigător din această luptă. Am prevăzut-o acum o lună, nu, când au început aceste probleme cu ordonanțele, nu există încă liniște în țară. Polonezii știu ce vor, îi critică mulți că sunt prea conservatori, că s-au luat măsuri antidemocratice. Ungaria este criticată, dar știe ce vrea, că o face bine, n-o face bine, se va vedea peste un an, doi, cinci, dar este o linie clară, știe toată lumea unde să-i pună și toată lumea știe la ce să se aștepte din partea lor. La noi nu, noi suntem pe nicăieri. Ar fi trebuit să accepte președintele Klaus Iohannis invitația coaliției PSD-ALDE, aceea de a merge în Parlament și a discuta pe această temă? Păi, în mod normal, da. În situația actuală, poate nu. Păi, în tevatura asta, acum să vii tu cu o idee. Mai ce frumos ar fi să povestim în Parlament despre treaba asta. Când colo, de fapt, în fiecare moment, în fiecare minut, cineva dă o declarație, cineva pornește o acțiune, dar noi ne facem că povestim frumos despre viitorul României în Uniunea Europeană. Ar fi o acțiune, să zic așa, o farsă. Deși în mod normal și logic așa ar trebui să se procedeze. Da, dacă există o astfel de... Merge președintele la întâlnirea Uniunii Europene, trebuie să susțină o părere, trebuie să susțină o idee pe care, sigur, în Parlament și nu numai, ar trebui discutată. Dar nu sunt condiții astăzi, în momentul de față, azi, ieri, mâine. Nu suntem în situația în care noi să purtăm discuții constructive în Parlament cu președintele. Păi cum? Domnule profesor, aș vrea numai o idee, dacă îmi permiteți. Aș vrea să vă spun că, din păcate, atitudinea noastră a țării, a României, a celor care ne conduc față de, și inclusiv a populației, față de Comunitatea Europeană, a fost destul de fluctuantă. Și fără să încerc eu să acuz pe cineva acum, dar vreau să menționez faptul că într-o campanie de marketing, așa cum a fost cea din care a precedat și a fost în perioada de campanie electorală, partidul reprezentat aici de domnul Popă s-a folosit de această chestiune, de un punct de vedere foarte drastic împotriva comunității europene, a spus multe lucruri, era vorba în primul rând despre primul ministru de la acea vreme. Acum, ca atare,
Ei n-au dezvoltat foarte tare subiectul, pentru că știau că odată ajuns la guvernare, au și reușit să ajungă la guvernare, vor trebui să pună în practică o anumită atitudine față de comunitatea europeană. Aici este problema cea mare. Câte vreme strigi de pe tușă, poți să o faci. Să-i acuzi pe aia că au venit să ne fure țara, să facă, să dreagă, în fine, slogane, să nu intru în amănunte. Dar acum când au ajuns la guvernare, acum vorba aia, invitația ar fi, acum să vă vedem ce faceți. Dacă pe mine mă întrebați, eu pot să vă spun dintr-un alt partid politic, pot să vă spun că nu sunt de acord cu tot ce se face vis-a-vis de în relația cu comunitatea europeană și cu o parte însemnată a ideilor emise de cei de la PSD. Poate că am fost de acord, eu pe dinăuntru, eu poate că am fost de acord ca cetățean al acestei țări, numai că am știu sigur că atunci când se va ajunge la punerea în practică a acestor idei, nu se va întâmpla această punere în practică, pentru cum nu se întâmplă nici acum, nu se întâmplă. Mai mult decât atât, la noi avem și sistemul acesta de conducere și de reprezentare duală, că așa l-avem, suntem o republică semiparlamentară, și semiprezidențială, depinde cum vreți să-i spuneți, că și jumate-jumate. Semiprezidențială. Și atunci e destul de complicat în sistemul ăsta de gândire. Toate statele de care noi vorbim, în toate statele, ca de exemplu în Ungaria, acolo președintele are o poziție de reprezentare, ca și Germania, noi am ales să copiem modelul francez. Da, îl copiem modelul francez, poftim? Păi nici măcar. Nici măcar. Și atunci e și foarte complicat de ajuns la o linie comună. Atât aș vrea doar să spun că în anumite momente, și a fost în această toamnă, începând cu toamna anului trecut, îmi cer scuze, a fost și un partid care a apărut și Partidul România Unită și și-a bazat ideologia pe o ideologie economico-naționalistă, cu care vreau să vă spun că teoretic sunt de acord, dar să vedem și ce măsuri reale propun, că n-au propus măsuri reale dânsii, care probabil că vor intra în istorie. Domnule profesor? Deci eu aș pleca de la o chestiune puțin altfel. Eu cred că față de țările nou venite în Uniunea Europeană, cele care au fost în blocul socialist, vechea comunitate europeană formată din țările zise occidentale sunt nedrepte cu toate țările care au venit din răsărit. Pentru că după război, ei au fost principalii și singurii beneficiari al planului Marshall. Deci americanii au venit și i-au ajutat, dându-le bani. Sigur, în acel moment nu erau puțin bani, nu erau foarte mult, dar suficient ca să își refacă economia. În 1945, venitul pe cap de locuitor a Germaniei era identic cu cel la România, unde au ieșit din război. Unde a ajuns Germania Federală și unde am ajuns noi. Deci e limpede acest lucru. Nu suntem vinovați că Imperiul acesta roșu a pus stăpânire pe noi. Și n-am știut să facem sau n-am putut să facem altfel. Și acum, din nou, aceleași țări vor să ne dea deoparte. Mie mi se pare firească și reacția Poloniei și a Ungariei și a Cehiei cu privire la acest exit sau această marginalizare pe care o fac nucleul dur al țărilor al Uniunii Europene, Franța și Germania, în mod clar, special acum. Revenind la poziția noastră, din păcate, România în acest moment nu are o politică externă. Și vă reamintesc, conform Constituției, principalul factor și generator de politică externă este președintele statului. Mie mi se pare că președintele PSD-ului Dragnea a lansat o ofertă către președinte, nu era obligația lui și cred că era normal să fie așa, ca între președinte și oameni importanți din stat, președintele Senatului, a Camerei, primul ministru, trebuia să existe o discuție cu privire la care e poziția noastră în ceea ce privește summitul din 25 martie. Deci ce va spune președintele Iohannis acolo? În primul rând că acolo sunt și angajamente economice pe care trebuie să le satisfacă sau să le pună în practică guvernul României. Recte, primul ministru este responsabil. Se duce domnul președinte. Da, deci a preluat în totalitate modalitatea de comportare a președintelui Băsescu. Nu cred că este el principalul vinovat. Până la urmă nu trebuie să le știe pe toate. Dar cred că echipa de consilier din jurul lui creează un același tip de politică dură de opoziție față de puterile din stat. Și în primul rând față de coaliția politică care conduce țara
reprezentantă prin majoritatea parlamentară și prin guvernul României. În același timp, domnule profesor, tot Liviu Dragnea ne spune că președintele nu are nevoie de mandat pentru a reprezenta categoric România nu, în străinătate. Deci, cel care îl atacă pe șeful statului este, în schimb, Călin Popescu-Tăriceanu. Deci, eu cred că experiența pe care o are Călin Popescu-Tăriceanu și mai ales într-o bătălie cam de același tip cu Băsescu, trebuie să recunoaștem că a fost o bătălie dură în perioada mandatului de prim-ministru, și cred că el are dreptate că aduce aceste acuze președintele. Revin, președintele Iohannis nu are capacitatea și nu dovedește capacitatea de a fi mediator în stat și de a-și asuma responsabilitatea de a conduce România și a crea, a fi garantul medierii în societatea românească. Deci a dovedit-o și acum. Categoric că el este, de nu-l putem acuza că nu este fidel Uniunii Europene și celor două apartenențe ale României la comunitatea NATO și la Uniunea Europeană. Dar cred că în acest moment, când se pun aceste probleme serioase pentru întreaga Uniune Europeană, el trebuia să meargă acolo cu un punct de vedere mai larg al societății românești, exprimat în primul rând de oamenii politici și de structurile politice ale societății românești, care este Parlamentul. Eu nu cred că era nevoie de o dezbatere în Parlament. Ce poziție ar trebui să aibă politicienii noștri vis-a-vis de acest lucru? Deci, domnule, ce interese avem? Noi, România, spre deosebit de restul statelor, în România nu există un partid anti-Uniunea Europeană. Așa cum sunt în Austria. Doar că nu știm. Uitați-vă în Austria. Austria este în situația de a avea un viitor președinte din extrema dreaptă. Același lucru se întâmplă și în Germania. Când vor fi alegerile pentru Bundestag și în Germania, eu cred că acolo ascensiunea partidelor conservatoare și anti-UE va fi foarte puternică. Deci și ei au probleme. Până la urmă, mecanismele acestea ale societății, că noi trebuie să trăim mai bine, că suntem cetățeni, responsabilitatea vine celor care reprezintă cetățenii și în speța conducerii partidelor politice care se angajează pentru un anumit proiect. Uniunea Europeană n-a fost creată pentru că voiam să fim mulți, ci pentru că trebuia să existe o pondere a Europei la dezvoltările economice a marilor puteri economice, în primul rând Statele Unite, China. Nu poate nici una din țările membre ale de astăzi ale Uniunii Europene, de una singură, nu cred că era capabilă să facă față competiției pe piața și globalizării. Deci era limpede de care era scopul acestei Uniuni Europene. Și iată că cei care au generat-o, cei care au fost principalii și sunt principalii profitori, că până la urmă țările venite din lagărul socialist, constatăm că sunt mai mult piețe de desfacere. A ce? Uitați-vă noi exemplul calității produselor sub aceeași marcă, care se vând în supermarketurile din România și care se vând în supermarketul din Da, am auzit această respective. Discuție mai și nou se probabil discută că se va și adeveri. Povestea nu-i nouă, povestea e veche, nu de acum, e de câțiva ani de zile. Acum la noi se discută despre deci acest lucru. Deci eu cred că în acest moment clasa, conducătorii politici, oricare ar fi ei, trebuie să găsească soluția de a dialoga pe măcar pe aceste probleme. Dincolo de insuportabilitatea, să zicem, chiar de indivizi dintre oamenii politici aceia. Deci trebuie să stați la masă și vor trece peste orgolii, domnule Albu, domnule Ileș, președintele Tăriceanu, Dragnea și se vor întâlni în Parlament, vor discuta pe această temă? Probabil că vor discuta, dar problema este soluția sau atitudinea sau acțiunea pe care o vor putea corela și o vor putea decide împreună. Asta este mai degrabă. Că de discutat se poate. Întâlniri protocolare pot să aibă loc. A, nu. Eu m-am referit exact la chestiunea, adică dacă păi, ne pune la masă, merge cu o idee. Sunt două, în momentul de față, eu asta văd și vedem de mai multă vreme, s-a cutizat acum cu acțiunea puternică în forța PSD-ului și cu reacția care a venit după aceea. Dar tabele sunt ireconciliabile în România. Ori, în aceste condiții, probabil că se acționează și de o parte și de alta pe baza unor
acțiuni de moment în care unii să scape de controlul total, alții să instituie controlul total și asta este lupta. Deci, ce să facă România? Și România, în primul rând, ar trebui să aibă o relație mult mai bună în momentul de față cu țările care pot fi aliate în această acțiune vis-a-vis de Uniunea Europeană și care sunt fostele țări socialiste. Pentru că suntem în aceeași oală. Noi degeaba ne vom alia cu Franța, că suntem istoric legați de Franța. Nici măcar o vizită oficială nu ne fac sau să mergem noi la ei într-o vizită oficială. Cu Germania, istoric niciodată n-am stat bine. Germania acum a fost ministru de externe recent în Ungaria. A fost un pas foarte bun. A fost un pas foarte bun și dacă va avea rezultate, probabil că o să le vedem. Atunci e bine și dacă se va apropia nu numai de Ungaria. Ungaria este primul și cel mai apropiat vecin și cu cele mai multe legături. Și e bine că începe discuția cu ei, dar trebuie să urmeze și cu alții. Ar fi bine să apară la un moment dat ministrul de externe a României la întâlnirea țărilor din Visegrad. Nu pentru neapărat pentru a se ralia la tot ce spun ei, dar să aibă o relație, să vadă, să gândească politic împreună ceva. Pentru că Uniunea Europeană cu două viteze există. Nu este o nouă invenție. Și noi suntem la periferia acestui cerc, nu al celor două viteze. Noi ca și inelele în jurul planetei suntem inelul al nu știu al câtelea, pentru că vedem că n-am reușit să ne raliem cu infrastructura, n-am reușit să creștem productivitatea muncii în măsura în care s-ar fi dorit, nu putem și nu vom fi în stare să creștem veniturile, salariile în România la nivelul apropiat, măcar de Cehia sau de Polonia, nu de Germania, nu reușim să atragem fondurile europene cu eficiența necesară, cel mai rău, nu reușim să atingem acei indicatori la care ne-am angajat. În probleme de mediu, în probleme de acoperire a țării cu rețele de apă, canalizare, în problema tratării deșeurilor, protecția mediului și așa mai departe. Autostrăzi, în primul rând. Infrastructura, desigur. Deci, vrem, nu vrem, suntem, mergem cu altă viteză și această viteză nu se va schimba. Nu se poate. Deci, trebuie să gândim politici care să fie adaptate pentru această situație. Dacă Uniunea Europeană a declarat acum că vor fi două viteze, trebuie să o acceptăm, dar trebuie să vedem și cum acceptăm treaba asta. Și dacă vedem că și alții sunt în situația asta, hai să vedem cum îi gândesc și ei. Dar, încă o dată, pentru asta trebuie o gândire politică și o asumare politică comună în țară. Pentru că dacă în țară este haos, vorbesc la nivel politic, ministrul de externe poate să se plimbe oriunde, oricât, că nu-i băgat în seamă. În Ungaria e băgat în seamă că ungurii, vrând nevrând, sunt interesați mai mult decât alții de ce se întâmplă în țară, având, mă rog, relația vreau pe care avem. Vreau să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, este mai bine României în Uniunea Europeană sau i-ar fi mai bine în afara ei, domnule Aron? Eu aș vrea să răspund și eu la întrebarea care a spus-o împreună și a răspuns numai domnul primar. Aș vrea să spun prima dată că povestea asta cu Europa cu două viteze e un lucru destul de clar, dar sunt doar niște afirmații în acest moment. Nu sunt urmate și în spatele lor nu au niciun set de măsuri. Nu înseamnă nimic acest lucru deocamdată. Sunt doar niște vorbe. Nu este vorbă, e o constatare. Atât, e doar o constatare a domnului Juncker. Dar constatarea este reală, se bazează pe realizare. Această seară înțeleg că Germania, Franța se întâlnesc. Acest lucru nu presupune deocamdată nimic. Deci nu s-a luat, nu există nimic, nu există niciun fel de propuneri. Bun, ei și am constatat că sunt două viteze. Bun, și ce înseamnă lucrul ăsta? Nu este tradus pentru noi. Ce ar trebui să însemne? Nu, că nu, dar urmează. Deci probabil că o să urmeze. Nu se declară totul în aceeași. Viteza a doua înseamnă mai rău decât viteza a doua. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, dacă mi-a spus întrebarea, eu cred că ar fi absolut normal să conlucreze persoanele importante din conducerea statului și mă refer în primul rând la primul ministru și la președinte și primul ministru. Restul acum, cu scuzele de rigoare, și Parlamentul, dacă doriți dumneavoastră, dar mă refer la executiv și la președinție din acest punct de vedere. Mai mult decât atât, pentru că aici vorbim de multe chestiuni care, câteva chestiuni care sunt politice și de multe chestiuni care sunt economice și sunt tehnice. Și atunci, foarte normal, mi s-ar părea mie, să existe un grup format care se poate forma cu mare ușurință. Ele există persoane responsabile din mediul economic care să colaboreze
la un set de cerințe pe care noi ar trebui să le avem sau la elaborarea unui punct de vedere. Pentru că dacă ne adresăm și dacă noi ne credem cumva că Parlamentul României ca atare, ca instituție, este în stare să emită asemenea păreri, dacă vreți dumneavoastră, pot să vă spun că nu. Cum are, îmi asum treaba asta. Parlamentul României este populat de tot felul de indivizi acolo, adunați la apelul Bocanciul, care nu mai ei știu cum au ajuns acolo. Credeți-mă, între ei există un număr de persoane care sigur ar fi în stare să colaboreze și să intre într-un asemenea grup. Între ei, dar nu ne referim la imensa masă, adică la totalitatea celor 400 și ceva de persoane, ca să le numesc, ca de parlamentari, care nu au nicio legătură cu economia, cu parte însemnată dintre ei. Foarte mulți dintre ei sunt juriști, sunt și chestiuni juridice la mijloc, dar nu vreau să blamez pe cineva. Acest grup de lucru, care mie s-ar părea normal să existe ad hoc, să existe cu permanență, a fost un consiliu consultativ pe care guvernul, înființat pe vremea uneia dintre guvernele domnului Boc, care există, se poate revigora, dacă doriți dumneavoastră, care știe tot despre ce înseamnă aderarea noastră la comunitatea europeană și la acest proces de prin care trecem încă în continuare. De la acești oameni, de la un grup destul de restrâns de oameni, așteptăm un set de măsuri pe care să și le însușească cei care ne reprezintă din punct de vedere politic. Pentru că ai cere domnului Dragnea, dacă doriți dumneavoastră, președintele Camerei sau președintului Senatului, să aibă niște opinii despre partea economică a acestei chestiuni lor direct. Este o chestie normală și corectă, pentru că nu sunt economiști. Probabil că au niște idei despre chestiunea asta. Dar încă o dată, nimeni nu le poate ști pe toate. Și atunci, dacă s-ar așeza la o masă, ipotetică masă, da? Ar fi o consultare. Și atunci, un ultimul răspuns, că fără multă vorbă, mie mi s-ar părea normal prezența domnului președinte în Parlament. Dar încă o dată v-aș spune, evident că în acest moment, și noi toți facem parte dintr-un partid politic, în mod evident, noi nu suntem în stare în România să judecăm obiectiv, din păcate, pentru interesul național, o asemenea situație și încercăm, nu știu dacă și noi încercăm partidul care eu îl reprezint, dar fiecare partid în parte încearcă să tragă, cum se spune românește, să tragă spuza pe turta lui, să tragă niște foloase politice. Acum, domnul primar știe foarte bine ce vorbesc aici, se spune că într-un mandat de 4 ani de zile, dacă vrei, și să știți că se spune cu foarte mare responsabilitate, fie că e de primar, fie că e al unui guvern, măsurile dure pe care vrei să le iei, care sunt măsuri periculoase, le iei în primul, maxim în al doilea an. Pentru că după aia începi să te gândești la următoarele alegeri și nu le mai iei. Dacă nu le-ai luat în primii 2 ani... Este mai bine României în Uniunea Europeană sau i-ar fi fost mai bine în afara ei? Acum e o întrebare la care aș foarte greu pot să dau un răspuns. Cert este că cu toate neajunsurile acestei aderări a noastre la Comunitatea Europeană, sigur nu este mai bine. Motivele sunt și economice, dar sunt și politice. Eu cred că să nu detailez, ci să vă spun doar, cred că este mai bine. Domnule profesor? Categoric că este mai bine așa. În primul rând că atunci când avem derapaje din punct de vedere al democrației, se vede că Uniunea Europeană reușește să ne aducă pe drumul cel bun și asta nu este un lucru rău. Dar eu, aici s-a discutat chestiunea legată de grupul de la Visegrad. Mie îmi pare rău să spun, am urmărit a la lung, relația noastră cu acest grup n-a fost niciodată ca și stat una foarte, foarte interesată. Deci era o chestiune de care pomeneam, dar nu a făcut parte din prioritățile politicii României. Ba, în unele decizii ale grupului de la Visegrad, România a avut o atitudine destul de neconformă. Până la urmă, Polonia este o mare putere economică și o dovedește. Ei au în acest moment o problemă chiar legată de faptul că puterea politică majoritară de acolo este una extrem de ultraconservatoare. Și i-au pus într-o... Deci ei ca și stat s-au pus într-o poziție destul de stringentă cu
nucleul dur al Uniunii Europene. Dar eu cred că Polonia are capacitatea și economică și prin dimensiunea de populație să-și revină. Și cred că ei ar putea constitui un centru puternic de coagulare a grupului acesta al țărilor noastre, din care, la care și noi am putea să ne raliem. Însă, mai e încă o chestiune. Eu cred că și faptul că în Uniunea Europeană funcționează moneda euro, care are niște implicații economice și financiare extrem de riguroase, pe când țările acestea, vedeți, foarte greu renunță la propria monedă, pentru că pot face manevrele acelea economico-financiare care să le permită să nu fie controlați foarte, foarte puternic. Noi am amânat 2017 pe 2019, nu cred că 2019 va fi anul în care se va putea trece la euro în România. Nu cred că e bine să trecem la euro, domnule profesor. Nu cred că e bine. Așa, e bine, deci vedeți un punct de vedere, dar până la urmă, nu cred că economia e pregătită pentru asta. Aici dau dreptate, domnului, nu sunt specialist, nu mă pricep, nu fac afaceri, dar mai mult din ce am citit, cred că noi nu suntem pregătiți în acest moment foarte repede să aderăm la euro. Deci, sigur vom avea probleme. Cert este un lucru, că politicienii au și responsabilitatea de a avea grijă ca în România să nu apară o forță politică eurosceptică. Că asta ne-ar putea duce într-o o altă extremă și ne-am prea apropiat de spațiul răsăritean de care n-am scăpat niciodată. Domnule, asta e chestiunea care e importantă. Mai bine pentru România în Uniune sau ar fi fost mai bine în afara ei? Păi în afara ei n-ar fi fost bine pentru că nu poți. Astăzi în Europa, în poziția României, în poziția geografică a României, nu cred că avea România șansa pentru un traseu de dezvoltare european, fără să fie membru Uniunea Europeană. Doar că e clar că are o serie de dezavantaje și dezavantaje. Obligatoriu. Sigur, ar trebui lucrat să se beneficieze la maximum de avantaje și să se minimalizeze dezavantajele, dar acest lucru nu este de așa de ușor. Asta este, de fapt, marea discuție și marea luptă politică și în celelalte stări este europene, ca să evite. Acum încep să se vadă. Până acum s-au văzut mai mult avantajele. Faptul, libertatea noastră de a pleca, de a călători, de a fi membrii cetățeni ai Europei, ne-a bucurat foarte mult și ar fi extraordinar de rău să se renunțe la posibilitatea asta. Dar vedem că s-a golit țara. Astăzi citesc acum să se inaugurează o fabrică nouă în parcul industrial. Nu o să aibă muncitori. Nu o să aibă. Pentru că nu mai e cine să lucreze, pentru că s-a dus forța de muncă în Occident. Pe urmă, produsele care ne-au invadat, nu mai avem produse, nu mai avem industrie, nu mai avem agricultură. Acum vin, subvenționăm fermierii locali să producă niște legume pentru ca să poată să existe legea asta care obligă marile companii să vândă produse românești, dar nu găsesc în proporția de 50% produse românești la calitatea și la pretențiile care se impun acolo. Nu neapărat că acele pretenții sunt obligatoriu, ridică și calitatea mărfurilor, dar pentru sistemul de comerț care s-a instaurat prin aceste lanțuri de magazine, există anumite pretenții față de calitatea, ambalarea și transportul și cantitățile livrabile și continuitatea livrărilor și așa mai departe, pe care producătorii noștri nu sunt în stare să le asigure. Și așa mai departe, nu și toate problemele. Și mai ales, plătim și consumăm la prețurile europene, în general. Combustibilul, benzina, care este determinantă, dar, din păcate, și alimentele și multe altele. Serviciul... În condițiile în care productivitatea noastră, și n-aș vorbi neapărat de productivitate, economiștii vin cu productivitatea. Păi dacă n-ai productivitate cât în Occident, n-ai cum să ridici salariile la veniturile la nivelul lor. Dar vorbim și de o politică conștientă, numai că nu se vorbește de asta. Vin fabricile și exportă activitățile productive în aceste țări și mențin un nivel de salarii care este sub nivelul
sub nivelul celor din Europa și au interesul să mențină această stare. Tocmai asta vreau să vă întreb. Spuneați că nu avem forță de muncă. Foarte mulți din județul Satu Mare și nu numai au plecat peste hotare, muncesc acolo, se deschid sau vin agenți economici în zadar că nu vor avea cine să lucreze în acele societăți. În condițiile în care până și polițiștii protestează în aceste zile sau amenință cu protestele pentru data de 23, 24, 25 martie. Și vreau să vă întreb dacă sunt polițiștii categoria profesională îndreptățită să recurgă la astfel de gesturi, domnule Albu? Întrebarea nu e cu răspuns foarte ușor, pentru că ei au o muncă, o parte dintre ei au o altfel de muncă, o muncă mai grea, mai specială. Dar partea proastă e că foarte mulți oameni din întreg Ministerul de Interne, și nu mă refer la agenții de stradă sau la general sau la persoanele de conducere sau cele care sunt în birouri, au niște venituri foarte mari, salarii foarte mari, au condiții favorizante, iasă la pensie în pragul în jurul vârstei de 50 de ani. Chiar mai puțin? Chiar mai puțin, cu venituri foarte, foarte mari, salarii, pensii foarte, foarte mari. Este inuman ca un medic primar, dacă doriți dumneavoastră, să plece cu un 2000 de lei pensie, cel puțin astăzi, 2000 și ceva de lei pensie și pleacă la 60 și ceva de ani, la 65 de ani și un ofițer de poliție să plece în pensie cu 7700 de lei la 50 de ani. La 47 de ani. Este incorrect pentru noi toți cei care... 9000 are pensie un ofițer de aici din județul. Nu dăm exemple, că nu suntem la capitolul exemple. Dar problema există. Problema există. Și există alături de toate aceste categorii de venituri și pensii speciale, alături de cele din domeniul magistraților, care au avut grijă și au fost un corp foarte, foarte puternic să-și facă lobby și să impună aceste reglementări din punct de vedere al veniturilor, sunt niște discrepanțe uriașe în România, care, cel puțin din punctul meu de vedere, și vă sugerez și dumneavoastră și le sugerez presei, întregii prese, să le facă publice, atâta tot, să le facă publice. Ca să vadă oamenii în ce haos se trăiește în țara asta. Nu știu cine l-a generat, pentru că nu mai contează cine a început, pentru că fiecare guvern, fiecare parlament a mai adăugat ceva la întreaga această degringoladă, aș spune eu. Pentru că până și la urmă sunt un milion, toți ăștia intră în categoria 1.300.000-1.400.000 de oameni care consumă niște sume foarte, foarte mari și tocmai asta spuneam în debutul emisiunii dumneavoastră, că o viitoare lege a salarizării unitare va crea un efort uriaș pentru bugetul României. Nu știu exact cum va putea, ce sustenabilitate va avea, dacă ne gândim numai la eforturile care noi trebuie să le facem aici în România, în care nu ne-a întrebat nimeni pe noi, vorba aia, dacă vrem sau nu vrem să mărim cu 50% veniturile personalului artistic. Nu ne-a întrebat pe noi cineva, a hotărât guvernul. Da, spuneam că până și polițiștii amenință cu proteste în condițiile mi se pare care exagerat, salariile ca să fie lor foarte clar. Sunt mai mari decât ale celorlalte categorii profesionale. Atât aveam să zic o frază, nu știu să spun exact, să cuantific exact venitul pe care îl au vis-a-vis de munca pe care o depun. Că aici ar trebui foarte clar, foarte clar departajate povestea cu stresul, povestea cu plimbatul pe stradă, povestea cu riscul cu infractorii. Vineri am avut o emisiune pe această temă, am discutat cu invitații de vineri în platou despre protestele polițiștilor, despre salariile polițiștilor. A intrat prin telefon și comisar șef Marius Gânță, liderul de sindicat al polițiștilor, și în acea zi m-am uitat peste declarațiile de avere ale polițiștilor, am văzut că câștigă undeva un agent între 3.000, puțin sub 3.000, peste 3.000 un agent de poliție, pe când
fără sporuri de masă și celelalte sporuri, doar netul, ofițerii au undeva la 4, 5, 6, 7 mii. Deci eu vreau să spun un lucru pe care chiar astăzi l-am auzit de către, spus de către unul din liderii naționale ai polițiștilor, unul dintre ei, știu că sunt mai mulți acolo, și pe care m-a surprins. Deci ei spun așa, dom'le, pe noi, noi stăm 8 ore programul de lucru și restul trebuie să fim liberi. Stăm mai mult, trebuie să fim plătiți mai bine. Până la urmă, nu, asta e și o mentalitate care vine din cealaltă societate. Eu stau 8 ore la serviciu, am de lucru, n-am de lucru. Deci ei nu se gândesc că până la urmă este un loc de muncă, acela ar trebui să știe să-l facă cel mai bine. Dom'le, nu-ți convine, ai posibilitatea să treci în viața civilă, să faci afaceri, să participi, să te duci să lucrezi în mediul privat și să vezi cum se câștigă bani. Deci eu cred că e la modă și sindicatele până la urmă sunt organisme care se luptă pentru angajați și pentru membrii lor, dar uneori exagerează și vin așa cu forța ca să impună un anumit comportament că el trebuie să primească asta. Deci eu cred că legea salarizării unice ar trebui, nu știm dacă va fi așa, dar ar trebui să facă o cât de câtă echitate. Și împărtășesc și punctul de vedere a domnului Ileș, care chiar ar fi bine să-l spun aici în emisiune, legat de faptul că în sistemul bugetar sunt mai multe categorii de personal care ar trebui să nu intrăm în niște corelații foarte adânci. Una este să faci parte din personalul bugetar de educație, alta de sănătate și alta de poliție sau structuri din acestea, inclusiv de administrație locală. Ce să vorbim acolo? Polițiștii s-au supărat, domnule Pop, că au crescut salariile în educație și în sănătate și salariile lor n-au crescut. Asta e cutia Pandorei. Asta e să numește cutia Pandorei. Deci eu vreau să vă spun că eu mai am câteva luni și voi fi pensionar din sistemul de educație după 42 de ani de activitate. În ierarhia gradațiilor care le poate obține un profesor în această activitate, eu o să am o pensie în jur de 2100 de lei. Mi se pare normal? Probabil că e normal. Ne spunea vineri că e normal, dar asta va fi venit pensia pe care o să am profesor, eu. Domnul profesor, ne spunea vineri seara Marius Gânță că la sfârșitul anului trecut un agent de poliție a intrat în pensie, 3500 are pensia. Domnule Ileș, vom avea o lege a salarizării unitare în condițiile în care în aceeași familie ocupațională sunt discrepanțe uriașe între salarii? Cum se poate rezolva această problemă? Nu se poate. Problemă? Eu am mai spus și am părerea mea este că nu va exista o lege, deși ar fi foarte bine să existe și bine ar fi să n-am dreptate, pentru că este de așteptat. Părerea mea ar fi, dacă aș lua eu o decizie acum, așa ar fi la cheremul meu acest subiect, eu aș reveni la legea cadru a salarizării din 2010, parcă, când s-a aprobat. Nu că ar fi cea mai bună, probabil, dar ar fi o bază de discuție și ar fi o structură logic construită pe baza unei dezbateri foarte îndelungi care a avut loc atunci. Un an, poate și mai mult de un an, s-au tot discutat subiectul acesta, inclusiv și în Parlament a fost o dezbatere lungă. S-a creat un sistem de salarizare. Și nu s-a spus că nu-i bun, dimpotrivă, toți s-au declarat că este unul foarte bun, dar s-au speriat de efectele bugetare pentru că prevedea anumite creșteri, anumite creșteri salariare, dar avea un avantaj foarte mare, că stabilea, poate prea detaliat, poate trebuie simplificat, sigur că da, putem discuta, dar stabilea era o ierarhie și o corelație între diferitele salarii care putea constitui o bază pe care să se meargă. Și asta poate constitui și acum. Poate trebuie majorat puțin, poate trebuie schimbat ceva acolo, dar ar constitui o bază. Ce s-a întâmplat însă? Această lege, din momentul în care s-a aprobat, n-a mai plăcut la nimeni. Vorbesc de structuri, vorbesc de angajații din sistemul bugetar și nu vorbesc de năcăjiții din primăriile de la țară. Nu, că nu ei au vocea mare. Sunt acolo structuri în București, de la interne, poliție, securitate, magistratură și toate celelalte, ministere, agenții la București și așa mai departe. În loc de a aplica această lege cadru,
Ceea ce s-a întâmplat este, mi se pare, un unicat în legislația, poate europeană, să scoți tu o lege în care să spui legea asta e valabilă din 1 ianuarie anului următor, cred că era anul 2011, dar nu aplicăm pe asta pentru că încă nu o putem aplica. Din nu știm de ce motive, nu s-a spus chiar așa în lege, dar aproape citez. Până la mijlocul anului vom elabora modificări la actuala lege. Până atunci nu aplicăm, ci mergem cu o ordonanță care să completeze, adică să înlocuiască această lege. Adică am o lege valabilă, nu o aplic, dar în legea valabilă deja declar că o voi modifica în iunie și în paralel lucrez cu o altă lege. Este un nonsens din punct de vedere al actului legislativ. Ca să se întâmple modificarea acestei legi la sfârșitul anului următor, și a intrat din nou din 1 ianuarie legea modificată, dar care deja, văzând ce prostii au făcut, au zis nici legea asta nu aplicăm, dar până să o aplicăm, nu știm când, vom veni cu legea anuală de stabilire a salariilor în sistemul bugetar pentru anul următor. Și din 2011 încoace, suntem în 2016 deja, în fiecare an, undeva în decembrie, pe ultima sută de metri, guvernul a venit cu o ordonanță în care stabilea salariile bugetarilor pe anul următor. Până aici ai zice că da, nu-i mare lucru. Dacă instituțiile interesate, structurile interesate, agențiile interesate, ministerele, tot aparatul imens birocratic din București foarte interesat de asta, n-ar fi intervenit cu diferite mijloace de ale lor interne, tipic dâmbovițene, și n-ar fi introdus în fiecare an mici modificări care să-i avantajeze. Pe unii un spor, pe unii un sau ceva, pe alții. Un altceva, pe unii sau pe alții. Corect. Am avut chiar situația în unul din ani, nu mai rețin, poate 2012, poate 2013, când această ordonanță mult așteptată n-a apărut. Și nimeni n-a știut ce se întâmplă din 1 ianuarie. Culmea că de fapt a apărut, dar într-o ordonanță de modificare a altei ordonanțe, într-unul din articolele codașe, au venit 3 pagini de monitor oficial cu modificarea salarizării pe anul următor. Pentru că au băgat niște șmecherii atât de imense încât n-au curajul să-i dea titlul de ordonanță de salarizare pe anul următor. Ce s-a întâmplat? Au introdus toate sporurile și indemnizații și alte costuri pe care le dădeau la anumit salariați, bineînțeles, iară nu vorbesc de cei din administrația locală, le-au băgat în salariul de bază. Și au devenit salari de bază. Nu salari de bază normal, dimensionat după corelațiile date undeva de o lege, la care în anumite situații mai dăm sporul, nu. Ci dăm un salar de bază încărcat cu toate sporurile. Anul următor a venit ordonanța și a spus nu mai avem sporuri, avem doar salariile de bază. Dar salariile de bază includeau toate sporurile, dar au dispărut din nomenclator și din sursa care aproviziona acest salariu de bază foarte mare. Așa că astăzi suntem în situație, nu astăzi, acum un an sau acum doi, am ajuns în situația în care enorm de mari salarii de bază s-au creat în diferite structuri, mergând pe această tactică. Și cum după care au venit anul trecut, în anul 2015 și mai ales în anul 2016, au venit aceste mișcări, răbufniri de astea spectaculoase. Dăm salarii la profesor, trebuie. Dăm salarii la medici, trebuie. Dăm salarii acum la administrația locală. Dăm 20% nu știu unde. Acum câteva zile s-a aprobat o lege de aprobare a ordonanței, a trecut prin Parlament, că la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, o agenție pe care o aș desfința într-o săptămână sau aș reduce-o la un birou de specialiști câțiva, pentru a da consultanță în domeniul acesta, mă rog, guvernului, dar nu o agenție cu niște clădiri imense în București în care mișună oameni și nici nu știu de ce există. Ne cheamă pe noi cu orice rahat ca să mergem. Dacă vrem să angajăm o femeie de serviciu, trebuie să mă duc la ei să mă rog de ei să-mi aprobe. Și aceștia angajați iau 50% spor de stres, aprobat prin lege specială dată de Parlamentul României cu o săptămână. Deci vă dați seama până unde s-a ajuns cu acest haos. Mai mult... Sunt stresați oamenii, dacă nu vine nimeni, domnule, să-i întrebe de sănătate. Dar nu ajunge, stați puțin, că asta este doar este un plan al acțiunii în haosul salarial. În aceste condiții de legislație absolut haotică și care se schimbă și termene, alaltă era valabil ăla, dar de mâine e celălalt și, mă rog, în aceste condiții a venit Curtea de Conturi și a început să verifice și constata că se dau sporuri inegale, se face una, se face alta. Au intrat aceste diferite, mai ales constatările Curții de Conturi, au intrat în instanță, bineînțeles.
instanța a preluat o altă parte a problemei salarizării, că a dat total haotic tot felul de sentințe. Deci există sentință în aceeași speță care dă dreptate angajaților și există sentință în aceeași speță. Cum rezolvăm această situație? Dar nu s-a oprit treaba aici, doamna Stella. Pentru că a mai venit și în alta curte de casație și justiție și a dat de soluții și sentințe definitive în a interzice acordarea unor sporuri pentru anumite categorii și altele și altele. Și după această sentință au venit instanțe în țară care au dat dreptate pentru acordarea acelor sporuri și ele se dau în continuare. Și a mai venit și Curtea Constituțională care a spus... Păi pentru încadrări de aceeași funcție, pe aceeași funcție și pe același grad și așa mai departe, trebuie să se dea salarii egale. Ce au descoperit sindicatele? Când două județe din țară, relevante, vă spun, Constanța și Bacău, sau nu, Vrancea, unde prin ce minune președinții de consilii județene au obținut niște sentințe judecătorești de cele mai mari salarii ale angajaților și inclusiv ale lor, care iarăși nu aveau voie pentru că acolo stau ei prin lege, indemnizația aleșilor. Toate sindicatele acum s-agită în țară că, domnule, păi dacă Curtea Constituțională a spus că trebuie să luăm salarii egale la... Hai să luăm sentințele lor definitive și să le aplicăm și în județul nostru, și în localitatea noastră. Și acum, câte localități, câte orașe, câte județe sunt, fiecare are propriul sistem și ia sentințe judecătorești din țară, le adună, circulă pe e-mail, dacă ați vedea e-mail-urile cum vin de prin sindicate. Păi nu așa e normal, domnule Ileș, s-a creat un haos total. Deci acum, dacă se vrea o lege a salarizării unice, se poate face într-un singur mod, dacă se vrea să se facă bine. Să se șteargă tot ce este legislație în domeniul salarizării, să se anuleze tot, sporul și tot, dacă are cineva capacitatea și curajul acesta. Să se spună zero, începând cu 1 ianuarie sau cât o fi, tot ce este în domeniul salarizării se anulează și vine o nouă lege curată, bună, rea, nu știu cum, un mecanism de... Pentru că dacă se aplică la orice, deci dacă se dorește modificarea actualului sistem prin orice fel, dacă se va ieși în sistem cu majorări, cum spune doamna ministru acum, că la unii vom dubla, la alții vom crește cu atâta, iar la aia cu salarii mai mari vom crește cu mai puțin. La cei până la 4.000 de lei vor fi dublate salarii. Dar care 4.000 de lei? Salarul de bază? Care salariul de bază? Ăla inițial de acum 7 ani sau ăla care este majorat cu toate sporurile posibile și imposibile? Și pe ăla dublez. Deci sunt mecanisme pe care, încă o dată spun, sunt, dacă ați intrat în subiect și ați vedea cu ce se luptă acum specialiștii din domeniul personalului în administrație, ați vedea câte feluri de salarii se pot stabili la un singur angajat. Păi pe care îl aplic eu acum? Care e la 4.000 de lei? Care e la 4.000 de lei pe care vreau să-l dublez după spusele doamnei ministru? Deci asta nu mi-a spus. Eu așteptam, nu în momentul de față, dar aștept un răspuns la câteva zeci de întrebări legate de ce a declarat dânsa. Nu de unde va lua banii, asta e prima întrebare, cea mai grea. Dar cum vei aplica acea dublare de salarii, la ce? Și la cine și la câți? Deci, încă o dată vă spun, dacă nu se va rade totul la zero, și nu cred că se poate face acest lucru în România, atunci orice lege de salarizare care va veni, va menține același haos. Sau nu același, poate un haos mai aranjat, mai ordonat puțin, pentru că în momentul de față s-a ajuns într-o situație necontrolată. Se dorește rezolvarea acestei probleme, domnule Albu, în condițiile în care salariile bugetare... Am auzit din gura doamnei ministru niște chestiuni acum câteva săptămâni. Să vă spun și eu niște chestiuni interesante, nu știu dacă le-am mai spus. Primul lucru, faceți deosebirea dintre funcționarii publici și funcționarii contractuali, prima chestiune. Această ordonanță care a apărut în ianuarie cu creștere de 20% pentru funcționarii publici și 50% pentru personal artistic, nu face referire la personalul contractual. De exemplu, domnului primar nu i-a crescut salariul și nici mie. Dar noi nu suntem contractuali, că suntem a treia categorie. Suntem a treia categorie. Indemnizații. Da, bun. Ca să mergem aici. Apropo de povestea aia cu egalizarea veniturilor pe ramură de care este vorba, la o întrebare pusă la întâlnirea aceea a Asociației Municipiilor acum câteva săptămâni la București, doamna Olguța Vasilescu a răspuns și s-a pus întrebarea și acolo sunt primari de toate felurile, mai mulți de PSD decât de alții, da?
Și ce facem? Fiecare se descurcă cum poate. Păi cum adică fiecare se descurcă cum poate? Limba română. Fiecare se descurcă cum poate, nu cereți mie rețete. Bun. Așteptați, zice dânsa, a zis dânsa, așteptați că 100% avem pregătită acea lege de care domnul Ilie se îndoiește și de care și eu mă cam îndoiesc că o să o vedem, a salarizării unitare, și că în luna mai o să o introducem spre lectură în Parlament și sperăm să o aprobăm în luna iunie, zice doamna. Nu știu ce să spun, pentru că acum, să nu cumva să mă acuzați de partizanat politic, dar dacă țineți foarte bine minte, da, precedentul guvern al domnului Cioloș, cu bune curele, da, a fost acuzat în permanență de către PSD că doamna Rovana Plumb, sau cine a fost ministra muncii? Nu, mai știu. Doamna... guvernul Cioloș, nu? Nu. Cine a fost în ultimul guvern al lui Ponta, ministrul muncii? Nu știu, a fost păi o doamnă. A fost și Rovana Plumb. Rovana Plumb, da. Deci că doamna ministră a lăsat un draft la cheie de lege pe care guvernul domnului Cioloș nu vrea să o facă, nu vrea să o pună în aplicare. Puteți să scrieți și în ziar, că am întrebat. I-aș întreba pe cei de la PSD. Păi dacă el a lăsat în 2014, când și-a dat demisia, unde e legea aia, mă, tată? Unde e legea aia de care cum, tot vorbiți? Era unde e? Asta e legea care o fac acum. Legea există. Legea aia există, legea nouă există, legea veche există și o lege și mai nouă se poate face. Păi probabil că asta fac acum. Dar niciun guvern n-a avut capacitate. Și vorbim, hai să vorbim de capacitatea guvernului. Niciun guvern, nici când a avut puterea maximă în Parlament și în ăsta, nici ăla Cioloș care a fost provizoriu, niciunul n-a avut capacitatea, să ducă la bun sfârșit o astfel de lege, pentru că dă peste cap tot sistemul birocratic și se opune tot sistemul birocratic din București și toate instituțiile și serviciile și toată lumea se opune din răsputeri unui sistem controlat, normal și care după toate probabilitățile ar aduce la un sistem la niște niveluri mai normale. Asta nu se lasă și sunt mai puternici aceste structuri decât orice partid politic și orice conducător politic și orice politician și orice voință a Parlamentului. Sunt mult mai puternici aceste structuri care există în București decât capacitatea unui ministru sau a unor guvernanți. Din cauza asta nu se întâmplă. Ultima frază aș vrea să spun. Deci, eu cred că, așa ca și domnul Ilie, sunt de acord cu domnul primar, nu cred că o să o vedem noi pe aia. Ba, eu cred că o să o vedem. Tocmai din motivele expuse de domnul primar, care sunt foarte valabile. Aș vrea doar să mai spun o singură chestiune. Până la urmă și la urmă, uitați-vă câtă energie consumăm noi și câtă energie se consumă în spațiu public și nu numai în țara românească. Și mi se pare incorrect. Și vă spun încă o dată că mi se pare absolut incorrect. Adică să jupuim bugetul ăsta statului ca să dăm niște salarii și să echilibrăm până la urmă niște salarii pentru 1.350.000-1.400.000 de personal bugetar. 1.100.000. Nu sunt 1.100.000. Cer scuze, sunt acolo. Nu v-ați uitat. Să le căutați. Nu v-ați uitat. Căutați. 1.100.000 de... Are importanță cât sunt. Domnule profesor, vreau să vă întreb... Atâta vreau să vă spun. Pentru restul, 3 milioane și ceva jumate. Nimeni nu-și bate capul. Acest lucru vreau să vă întreb, domnule profesor, ce părere au telespectatorii care ne urmăresc acum și aud că doamna Lia Olguța Vasilescu vrea să dubleze salariile bugetarilor până la 4.000 de lei? Deci, acum... Chestia asta cu, sigur, eu un salariu de referință, nu cred că așa va fi. Până la urmă s-ar putea ca salariile mai mici să fie dublate. Altele să ajungă la o creștere semnificativă. Poate că per total asta va însemna. Deci la un salariu de 4.000, dublu înseamnă un calcul al unui fond de salarizare. Păi cum se vor distribui? Clar că trebuie să se facă după o grilă. Deci eu cred că, în ciuda scepticismului pe care l-a ofișat aici, eu cred că actuala coaliție de guvernare și-a propus acest lucru, l-a promis și dacă cu adevărat doresc să nu aibă probleme, eu cred că vor trebui să facă acest lucru. Sigur, a început de astăzi confruntarea cu sindicatele, va fi cea mai puternică confruntare. Dar dacă în urma acestei confruntări lucrurile se vor așeza, eu cred că la 1 iulie vom avea o nouă lege a salarizării.
Problema, în schimb, îi dau dreptate domnului Ilea și a relevat aici foarte bine haosul din asta. Și eu cred că e foarte complicat să aducem la un moment zero de această natură, adică tăiem tot. Pentru dar nu vreți să faceți acest lucru, principiu... domnule profesor. Cum? Nu vreți să faceți acest lucru. Dar nu se poate. În condițiile în care, domnule profesor, acum ați majorat salariile bugetarilor cu 20%. Nici o clipă nu v-ați gândit să majorați salariile bugetarilor a celor care câștigă mai puțin cu 20%, nu și acele salarii peste 10.000 de lei. Le dublați. Asta a fost o promisiune, s-a gândit, eu nu, în acest nu fel seama, doriți să nu, rezolvați nu, problema nici, bugetarilor. Nu, da, din moment ce va fi o lege cu o salarizare echitabilă, pe o piramidă, atunci aceea se va aplica în continuare. Și apoi dublarea salariului. Nu se face de la 1 iulie. Gândiți-vă că acesta e un proiect până în 2020. Deci în 2020, la sfârșitul mandatului acesta, dacă lucrurile o să decurgă așa cum sunt proiectate, atunci se va ajunge la aceste salarii. Deci nu înseamnă și nici nu va crește probabil în trepte egale. Până la urmă e o chestiune de suportabilitate a bugetului, a venitului la bugetul statului. Și ele se bazează pe câteva lucruri. În primul rând pe creșterea investițiilor, pentru că n-ai de unde, așa, pe actualele venituri ale bugetului este imposibil. Deci imposibil de făcut așa ceva. Aș dori doar să vă spun doamnei ministru, care la întrebarea, bine, dacă vom ajunge și așa o să suport, și așa suportăm greu această 20% la bugetele locale, vorbim de administrația publică locală, că mai putem vorbi și de altceva. Noi despre asta vorbim, că de aici lucrăm. Ce se va întâmpla dacă o să mai crească cu legea salarizării unitare? Răspunsul a fost destul de simplu. N-aveți decât să vă uitați în jurul vostru și să începeți să faceți reorganizarea așa cum veți putea. În sensul în care, dacă aveți venituri mai bune pe care le pot accesa niște oameni, încercați să îi pierdeți pe drum pe cei care nu sunt performanți, care există și sunt mulți. Adică acum angajați și după aceea veți da afară, domnule Albu? Asta a fost răspunsul pe care doamna ministru l-a dat. Acum, credeți-mă, până la urmă sunt și de acord cu doamna ministru. Nu, dar e obligatoriu un anumit grad de performanță. Păi, doamne, nu poți să... De performanță nu vorbește nimeni. Tu ești angajat și ai un anumit număr de ani. Dar acest lucru l-ați făcut, este... domnule Pop, când ați majorat toate salariile cu 20%. Dar, doamna Stella, veniturile populației în România sunt atât de mici în comparație cu... Că asta discutam. Încât este imposibil ca un om să trăiască cu acest salariu. Ar trebui să vorbim de veniturile românilor, nu doar de veniturile bugetarilor. Nu, categoric românilor, dar faptul, nu, stați un pic, salariile românilor le-ați majorat cu 20%, nici nu le puteți majora. Deci, ascultați-mă, deci faptul că salariul minim pe economie a căpătat o altă valoare, asta îi obligă și pe cei care lucrează în domeniul privat să se conformeze. Și să dea afară! Să dea deci, afară și urmă, ca să poată plăti salariile. Până la urmă e o chestiune legată de efortul acesta. Nu-l poate face numai guvernul. Guvernul nu este producător de bani. Guvernul este doar încasator de taxe. Aici nu se spune că e incorrectă chestiunea. Să iei din efortul celor mulți ca să echilibrezi pe aia puțini. Și numai de aia se vorbește. Un guvern întreg, o țară întreagă vorbește de 1.000.000 și... Eu zic 4, numai să ziceți 1.000.000. 1.000.000 peste 1.000.000 de angajați. Aș spune parul cu masă în emisiune că sunt 1.350.000, 1.400.000, dar nu mai contează astăzi. Doamne, eu vă spun ce scrie statul. Sunt 4.5. Dar deci, restul, ieri am văzut, Pop, 4, dar restul nu vorbește nimeni. Deci, pe nimeni nu interesează. Mai aia restul produc banii pentru noi, pentru toți. Aia restul produc deci, pe ăștia. Domnul, și ăștia împart banii, ăștia împart guvernul și toate guvernele. Dumneavoastră mă certați pe mine, nu, dar de ce? Nu, toate guvernele au împărțit din banii celor sigur mulți, fără să se gândească că ar trebui să se gândească și la pârghii prin care ar putea să le crească și lor venit. Nu se le dea de undeva. Dar, deci că nu programul, fund, numai puțin, statul. Reducerea de taxe și impozite pe contribuabil nu face parte din politica corelată cu asta? Păi asta se dorește. Domnul, o reducere, un secret, deci, domnul, ascultați. Scăderea CSE-ului, ștergerea CSE-ului pe pensii a privat bugetul de stat cu o sumă semnificativă. La satul mare, încasările lunare au scăzut cu 1,5 milioane de lei. A fost prima lună, luna februarie, în care s-a produs această chestiune.
Cine pune înapoi banii ăștia? De unde îi pune? Domnul, deocamdată în casele pe două luni sunt cu 1% mai mici la bugetul de stat. Întrebarea mea e, păi deocamdată. Problema, păi acum este preocuparea la nivelul Ministerului de Finanțe, ANAF-ului, pentru a-și optimiza sistemul de încasări la bugetul statului, pentru că de ce nu recunoaștem că sunt o grămadă de datornici către bugetul statului care nu plătesc. Sistemul este cum este. Deci nici mediul de afaceri nu este foarte cistit cu statul. Adică fiecare ne păsăm pe final de emisiune. Să ne pronunțăm exact. Domnilor, pe final de emisiune, ce se va întâmpla cu salariile bugetarilor, domnule Ileș? Mi-e greu să prevăd în momentul de față. Deci, deocamdată este o dezordine. Nici Curtea de Conturi nu mai are capacitatea să aibă ei. Ei atacă orice, dar multe nu au dreptate. Deci, practic, astăzi nu există autoritate în stat. Nici instanța, nici Curtea de Conturi, nici Ministerul Muncii nu este capabilă să controleze sau să vadă clar acest haos legislativ și să poată să stabilească cu siguranță salariul meu. Adică la mine e ușor că ești demnitar și ai o indemnizație fixă aici, nu în cap altele. Dar salariul unui bugetar, oricare să fie el, din administrația locală, dintr-o primărie, de la poliție, din învățământ sau din sănătate, astăzi poate să aibă 3 sau 4 salarii, fiecare să fie legală. În momentul de față asta se întâmplă. Eu nu văd. Declarațiile astea ale doamnei ministru, de fapt, mă conving în treaba asta, pentru că sunt declarații superficiale. Nu mă așteptam de la doamna ministru. Nu că atâta sau cu atâta crește, ci dacă declară ceva într-o chestiune atât de fierbinte, atunci trebuie să dai 2-3 informații în plus care să te ducă mai departe până la un punct. Nu să rezolvi totul într-o singură declarație. Dar să arunci în țară, dublăm salariile, după aia noi discutăm aici. Nu că le vom dubla, dar până în 20. Adică nu e logic, dar doamne, nu i-a fost logic când a declarat treaba asta, că e o declarație tăiată la coadă și trebuie continuată, pentru că nu e un joc cu treaba asta. Dar ăia care sunt peste 7.000 vom mai puțin, dar ăia până la 7.000 vom da cu 45% mai mult. Și-a aruncat. Deci este o tratare superficială, neaprofundată, nedigerată din partea ministrului. Asta este părerea mea din ceea ce am auzit. Și mă convinge, adică îmi întărește convingerea în ceea ce constat de ani de zile, că este un haos pe care în momentul de față nu are nimeni capacitatea la București. Intenția există din partea politicului, nu există din partea aparatelor de specialitate și din cauza asta nu se va duce la bun sfârșit. Domnilor, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Informația TV. Noi ne revedem mâine seară la aceeași oră. Nu știu, eu vă spun că...